Snoop Dogg a revenit în Bogata, județul Maramureș. Comuna din România a devenit celebră după ce rapperul american a confundat-o cu orașul Bogota din Columbia, a fost martora unei scene inedite. Snoop Dogg a trimis o mașină cu care își promovează noul album pe ulițele din sat. Snoop Dogg a rămas legat sufletește de comuna maramureșeană Bogata. Rapperul american își promovează albumul pe ulițele din sat. Un camion cu banere care anunță apariția albumului Algorithm a fost filmat pe străzile din Bogata. Artistul a postat un clip cu mașina care se oprește pentru a lăsa să treacă un cârd de rațe. Comuna Bogata a fost făcută celebră în urmă cu 5 ani după ce Snoop Dogg a confundat-o cu orașul columbian Bogota. Rapperul a vrut să-și dea check-in din capitala Columbiei, dar a nimerit satul maramureșan. Povestea a devenit atunci virală în întreaga lume. Snoop Dogg posted a selfie in Bogota, Colombia's capital. He tried to tag the city as his location, but instead, he ended up tagging his location as Bogota, Romania. What is that? Well, it's a small 2,000 person village somewhere in Romania. Well, ever since then, Bogota, the village, has been getting a lot of attention online. A Romanian media company even launched a Visit Bogota website. Impresarii americanului au mers atunci în Maramureș pentru a vedea dacă există posibilitatea organizării unui concert aici. În 2018, Snoop trebuia să aibă un spectacol la București, dar evenimentul a fost anulat cu două zile înainte. Anul trecut, rapperul a făcut din nou senzație pe internet după ce a postat un clip în care dansa pe o manea a lui Florin Salam. Videoclipul a strâns zeci de mii de reacții pe Instagram de la români.